Da. Sau cum am putea să-i interesăm pe... Vi-l dau, dar s-ar putea să mă taxați ca fiind la fel de agresiv. Dar face diferența între... Atenție, lăsați-mă că așa v-am lăsat și eu. Face diferența, mi-a pus la un moment dat întrebarea, o, doamnă, mămică, la un liceu, fiind un amfiteatru foarte mare, de ce vorbesc tare? Unii o iau ca pe agresivitate. N-am avut nevoie de microfon. Vreți să vă vorbesc frumos? Cum arată? Eu vreau să vă răspundă. Asta vă și răspund, doamnă. Dar ca să nu mai par agresiv, am să trec la microfon. Stimată doamnă. Aș fi preferat să nu spuneți că sunteți politician. Și lăsați-mă să răspund. Mulțumesc. Lăsați-mă. Da. M-ați întrerupt și cred că nu este decent din partea... Eu interacționez cu foarte mulți politicieni în emisiune. Și le cunosc. De curând, un singur politician a venit în emisiune cu mine și spune, știți? Eu sunt singurul politician care am buzunarele cusute. Și mi-a arătat. Eram la moderator, la cameră. Păi tata, dumneata, nu fur cu buzunarul. Fur cu altceva. Bun. Asta ca idee. Deci, dumneavoastră vă trebuia să vă dau un sfat. Psihologii nu dau sfaturi. Bă, da, vă miră. Probabil că n-ați trecut pe la psiholog niciodată. Nu e o rușine. În societatea românească este o rușine să interacționezi cu specialiștii. Că am o problemă. Că tocmai ați invocat-o. Păi atunci când aveți campanie electorale, știți să vă atrageți oamenii și să le transmiteți mesaje. De ce nu faceți dumneavoastră, că dumneavoastră mi-ați adresat întrebarea, același mod de a atrage părinții și toți care sunt în jurul dumneavoastră în sfera de interes politic, astfel încât să vă dați singură răspunsul. Eu nu am soluții. Eu știu să tratez oamenii de psihoze, nevroze, atacuri de panică, anxietate, depresie, și multe alte lucruri care țin de derapajul de la conduita normală și m-aș bucura ca și politicienii să învețe acest lucru. Păi, asta este o categorie. Deci noi trebuie să tratăm de indiferență. Nu. Eu v-am spus, aveți, atunci când sunteți în campanie electorală, aveți atâtea arme la îndemână să ne convingeți pe noi și nu aveți capacitatea să vă convingeți un vecin, un copil, să mergeți prin licee, să aveți întâlniri cu părinții. Sunteți politician, aveți o circumscriție electorală. De ce n-ați atras părinții aici? Chiar dacă nu erau din licee. Îmi făcea foarte mare plăcere să văd sala asta plină. Nu știu. Hai să-i numărăm. Și eu am făcut cât am putut. Am venit de la București 4, 5, 5 în mașină. N-am avut loc mai mult. Deci dacă găsim scuze de-astea că am adus... De ce? Păi mi-a spus o întrebare. Vă dați singură răspunsul. Prin prisma politicului care vă reprezintă, vă duceți în circumscripție și vă atrageți oameni și le mai prezentați. Luați un psiholog, nu unul ca mine, că-s mai non-conformist așa din firme. Luați un om mai așezat la casa lui. Să știți că la cabine sunt foarte calm. Nu vă imaginați că vine pacientul la mine și pleacă nebun. Nu, plec eu nebun și pleacă el sănătos. Doamnă, deci cu dumneavoastră, dar dumneavoastră sunteți om politic. Asta e, v-am spus greșeala dumneavoastră că mi-a spus. Nu aveam de unde să știu. Da. Deci pe viitor, probabil, când o să mai venim, faceți acest demers să fie cât mai mulți în sală.